Bun găsit, dragi prieteni, provocări academice. Este o temă care cuprinde foarte mult. Nu cred că o să acoperim în această emisiune tot ceea ce am vrea să discutăm, însă am totala convingere că ideile importante, ideile care pot fi și folositoare, evident, vor fi auzite, vor fi chiar și văzute. Alături de mine se află domnul Dumitru Chirleșan, rectorul Universității de Stat din Pitești, căruia îi spun cu mare drag bine ați revenit în platoul emisiunii noastre. Am realizat câteva emisiuni alături de domnia sa în edițiile trecute, însă din cauza timpului destul de limitat pe care domnia sa l-are și din cauza timpului pe care este obligat să-l petreacă în cadrul universității, iată, nu am avut plăcerea și bucuria să ne întâlnim mai des, însă sperăm ca timpul de astăzi, timpul viitor să ne ofere un mai mare spațiu. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Ca de obicei vin cu plăcere la emisiunile organizate și conduse de noastră, pentru că știu că vom avea parte de o dezbatere, de un duel al ideilor liber de orice constrângeri. Acest duel al ideilor noi ne dorim ca întotdeauna să fie spre folosul celor care ne urmăresc. Acum, o să segmentăm cumva emisiunea în două părți. În prima parte o să vedem ce înseamnă să fii rector, ce înseamnă să conduci un laborator care generează elite, care generează lideri, care generează oameni care, la rândul lor, vor avea în grijă alți oameni. Și nu e puțin lucru. În partea a doua emisiune o să îl provoc pe domnul rector la o discuție, la o radiografie despre câteva lucruri care par așa cumva a bulversa societatea noastră. Și de ce fac acest lucru? Pentru că am totala convingere rectorul unei universități, oricare ar fi ea, cu atât mai mult universitatea noastră din Pitești, este obligat să vadă și să înțeleagă foarte multe fenomene care produc efecte imediate în viața noastră. Dar o să lăsăm această temă, repet, pentru partea a doua. Lăsăm cei mai buni pentru la urmă. Cei mai buni pentru final, evident. Da. Acum, chiar dacă discuția noastră poate părea așa ușor administrativă, cred că este foarte important să știm și să știți și noastră, dragi telespectatori, ce se întâmplă într-o universitate. Noi vedem interfața, vedem profesori, vedem decani, vedem șef de catedră, rector, prorectori și așa mai departe. Însă, haideți să vedem în spatele acestor oameni. Haideți să vedem ce înseamnă laboratorul de creiere care este o universitate și, evident, cu un titlu de bucurie regională, ce se întâmplă cu universitatea noastră care se încăpățânează cumva să rămână în echipa importantă a Academiei, în Liga I a Academiei Naționale. Da, o să încep prin a vă spune că nimeni nu poate fi pregătit să ducă această funcție și nu știe ce l-așteaptă. Și o să îmi permit să aduc în direct o glumă a unui fost profesor de-al nostru, un fel de tătic de-al nostru care ne-a crescut de mici pe toți, anume domnul profesor Iorga. Domnul Iorga zicea așa, ce băi, rector nu poate fi decât ăla care știe exact cât e ieșirea de corpul B. Și multă vreme m-am întrebat ce a vrut să spună domnul cu chestia asta, chiar așa, acum suntem în Space Quest, unde se mai pune câte o întrebare de asta dubioasă și nu știu de unde s-o apuci. Ei, am ajuns rector. Dați-mi voi să vă spun că a contat faptul că știu câte ieșiri are corpul B. A contat. N-aveți idee cât de mult a contat. Deci domnul Iorga a avut dreptate.
trecând de această parabolă mai mult sau mai puțin amuzantă, a fi rector nu e chiar un post managerial obișnuit. Eu am avut șansa, poate v-am mai spus cândva, că să trec prin mai multe medii profesionale. Eu nu am fost numai profesor. Eu am fost cercetător debutant. Am lucrat ca cercetător și am încasat salarii de cercetător pe bune vreo 3 ani de zile. Am fost și inginer șef de schimb, vreo 6 luni. Am învățat atunci că, de fapt, cel mai valoros inginer din lumea asta este de departe cel care știe mai bine decât muncitorii ce și cum în procesul tehnologic pe care îl gestionează. Deci ideea că ești inginer care splimbi fizicul agreabil prin secție și zbieri la unii și la alții nu stă în picioare. Nu stă în picioare. Muncitorii, tehnicienii te testează din prima, cum ai intrat, ești în teste, nu-ți dai seama, dar ți se întâmplă. Până m-am dumirit eu că de fapt toate erau scenarii, mi-a trebuit ceva timp și am luat o lecție de viață. Și după când le-am demonstrat că știu și eu să desfac din cap în picioare o presă de aia mare, să-i găsesc loc unde ei au făcut ceva ca să nu meargă și o repar cu mâinile mele, din momentul ăla mi-am căpătat respectul ca inginer șef de schimb. Și după aia am mers în învățământul militar, o altă atmosferă, cu totul deosebită față de ce am trăit până atunci. 5 ani de zile am fost lector civil în 2 institute militare, unde atmosfera profesională e cu totul alta. Acolo ierarhia e clară, de sus până jos, toată lumea să trăiți, poziția de drept, se execută, mârâi, dar face. Și în sfârșit ajung în învățământul superior civil, în 95, ca tânăr asistent universitar la Universitatea din Pitești. Eu de-aia am obicei să spun că am crescut cu această universitate și dacă nimeni nu te poate învăța ce înseamnă să fii rector, experiența acumulată în această instituție pe mai bine de 20 de ani, din vremea când ea avea 100 de profesori și 2500 de studenți, când ne cunoșteam cu toții, stăteam la coadă la caserie să ne luăm salariile și ne țineam de glume cu cei mai în vârstă, cu cei mai tineri și era o cu totul altă atmosferă în mediul profesional. Crescând cu această universitate, până la apogeul ei în 2010, când a avut 20.000 de studenți și 1.000 și ceva de cadre didactice, am învățat multe. Am acumulat multă experiență. Pentru că în vremurile de debut am făcut tot ce înseamnă bucătăria internă a mediului academic. State de funcțiuni, planuri de învățământ, dosare de acreditare, dosare de reevaluare, evaluare personală din grad în grad didactic și așa mai departe. Am trecut prin toate. Și așa m-a găsit 2016 în postura de candidat la funcția de rector. Ei, știți cum e, euforia aia alegerilor. Am învins, am înfrânt, ura! Îți trece repede. De-a doua zi dimineața, fiind rectorul nou ales, cel vechi, n-a mai vrut să știe, nu l-a mai interesat. Și te trezești în biroul de rector. Toată lumea, te pupă, te iubește, ești simpatic, ești proaspăt, prospătură. Și te trezești cu un vraf de dosare pe masă. Pe care ci că trebuie să le și semnezi. Despre care nu știi mare lucru. Păi te uiți la ele, le vezi. Ei, aici a contat experiența. Aici experiența adunată în 10 de ani și a spus cuvântul. Pentru că în acești 10 de ani eu am făcut, repet, de toate. Am făcut și achiziții publice, am fost și director de editură, deci am făcut publicare de carte, drepturi de autor, chestia cu plagiatul, eu am prevenit-o încă din anii 2000 printr-un raport intern de evaluare al operei făcute doi referenți Anonymous, Venețianu, care nu se știau între ei, pe fiecare carte publicată, în anii 2000. A contat experiența și în felul ăsta m-am descurcat relativ rapid, adică m-am integrat rapid în funcția de rector. Însă, integrarea e una, managementul real în teren e altceva. E cu totul altceva. Domnul Bumbeneci, orice agenda aș avea, oricât de bine organizat ar fi, cu 10 elemente pe zi, 12 elemente la diverse ore minute, vă asigur că cel puțin 30% din ea nu se va respecta și în plus vor apărea 50% de chestiuni noi, chestiuni
inopinante la care n-ai ce să faci, trebuie să răspunzi, trebuie să funcționezi. Azi m-am trezit în birou cu un student din Irak, însurat cu o româncă și care avea o problemă. Realmente am stat cu ei de vorbă, cred că o jumătate de oră, pentru că a trebuit să mă dumire și eu pe unde această problemă ar putea fi dusă spre rezolvare. Deci irachianul, însurat cu româncă, student la noi. Și avea niște probleme de birocrație, de aprobări, de nu știu mai ce. Deci asta e o agenda de rector adevărată, pe bune. N-are nimic de a face cu cele 5 elemente care le aveam eu la ore fixe, anunțate și așa mai departe. Se schimbă din mers. Și te obișnuiești și cu asta. Însă ce a fost cu adevărat surprinzător și uneori demoralizant au fost minele antipersonale îngropate pe sub covoarele din rectorat. Dacă ați prins ideea și parabola. Este foarte clară exprimarea noastră. Te plimb 2 ani de zile și nu știi nimic despre o anumită chestiune. Și la un moment dat explodează. Îți ia fața, te termină. În momentul ăla nu știi de unde să apuci problema. Și problemă grea, nu mărunțișuri. Problema care în bani înseamnă poate milioane de lei noi. Explodează. Nu știai nimic de ea, nimeni nu ți-a spus nimic, nu te-a avertizat că e îngropat acolo. Ai dat peste ea întâmplător. Sau nu? Nu, întâmplător. Nu, că ideea e să rămână cât mai mult timp ascunse, știți? Deci, și din astea am deminat o grămadă. Dar mai sunt. Mai sunt. Deci n-a fost, să zic așa, interval, semestru, hai să zicem, să nu-mi iau o lecție de asta dură de tot. Acum, vedeți, de asta lucrurile care se petrec în spatele a ceea ce vedem noi. Păi m-ați întrebat ce înseamnă să fii rector. Da. Să vă spun partea frumoasă că... O să vă rog să ne spuneți partea frumoasă. Îți iei roba pe tine și apar la doctor honoris causa și toată lumea te aplaudă și te felicită. Asta e partea frumoasă. Până atunci vreau să vă stimulez cumva să fiți cât de detaliat puteți fi. Evident că făcând o comparație, ce număr de studenți avem acum? Din punctul ăsta de vedere, dați-mi voie să mă laud. Și personal. Știți cum e bucuria când faci ceva bine? Să te lauzi, că tot nu te laudă nimeni. Asta e realitatea în România, nu prea ne laudă nimeni. Când e ceva de bine, nu spune nimeni. Dacă, Doamne ferește, aș călca mâine o găină în fața rectoratului, s-ar umple presa. Am reușit lucruri deosebite cu Universitatea din Pitești. Când am preluat-o, prognoza era una sumbră. Colegii mei toți, de asta m-au și stimulat să mă bag în povestea asta și datorită acestui grup mare de sufletiști, îi numesc eu, grup care mai există în Universitatea din Pitești, de oameni care își doresc progres, care își doresc să promoveze, își doresc să ajungă să-și împlinească niște cariere academice. Au simțit că lucrurile au derapat atât de tare încât mai aveam 3 luni jumate, 4. Asta era prognoza de supraviețuire în martie 2016. Deci de la acel moment critic am făcut într-adevăr lucruri dureroase pentru mulți. Am restructurat toată universitatea de la 11 facultăți la 6, de la 11 decani la 5, la 6 decani. De la 33 de prodecani la 6 prodecani. Hai 7 numai la facultățile cu mai mult de 2000 de studenți. De la 33 de prodecani plus 11 decani plus secretariatele aferente, secretariatele care au rămas. În total, cu tot cu centrele, aveam tot fel de centre în organigramă, nu știu la ce sunt bune, dar aveam și centru, avea director și avea secretariat și avea finanțare. Deci cu tot cu centrele inutile am lăsat 7. 5 centre suport pentru prorectorii numiți și unul de informatizare și cam atât. Ei, cu totul am redus 130 de funcții în primele 6 luni de mandat. Deci am avut chestii dureroase. Eu înțeleg că probabil din cei 130 care și-au pierdut anumite privilegii, nu mă mai iubesc și probabil nu mă vor mai vota, mai mult ca sigur, însă le cer să fie onești cu ei înșiși, să se uite în oglindă, să se întrebe, mai aveam în 2020, iată, o universitate plutind și zburând bine?
Pentru că după aceste remedieri dureroase de management, a urmat creșterea, revenirea. De la 8300 de studenți câți am găsit în 2016, iată că anul ăsta am sărit peste 10.000. În condițiile în care bacalaureatul decimează față de atunci, în condițiile în care demografia a ajuns în cel mai negativ punct al ei în ultimii 10 de ani în România, suntem exact în groapa de potențial. Peste 2 ani se revine. Dar acum suntem în groapă cu demografia. În aceste condiții, Universitatea din Pitești crește. Bun, hai să lăsăm cantitatea. Universitatea din Pitești, în 2018, primește o vizită de evaluare instituțională din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, vizită care vine după lege odată la 5 ani. A fost un moment de mare încercare pentru Universitatea din Pitești. Le mulțumesc și în culcare și în sculare și de 10.000 de ori pe zi colegilor mei, pentru că au înțeles cât de important e momentul. S-a jucat excepțional în echipă. N-am avut a reproșa nimănui nimic. Au mârit săracii pentru că au fost niște luni înainte de pregătire. Cum să vă spun? De-a dreptul terorizante. N-au avut liniște niciunii. Au existat atât de multe proceduri, metodologii, lipsă pe care trebuie să le inventăm, să le producem, să le facem să meargă și să dovedim că funcționează. Plus documentație pentru evaluare. Plus a venit Comisia de Evaluare Instituțională, 30 și ceva de membri în comisie. S-au dus, au măsurat spații, au măsurat volumul de aer, au măsurat temir ce au măsurat. Au luat toate planurile de învățământ, le-au puricat, le-au verificat dacă sunt în regulă. Statele de funcțiuni, dacă avem titulari, ăia care ar trebui să-i avem după normative. Și în 2019 primim în final, în martie, primim răspunsul, în aprilie. De ziua anunții fetei mele a venit răspunsul oficial de la Aracis. Am ajuns în categoria 1, grad de încredere ridicat, universitate de Liga 1. N-a avut niciodată. De când existea din 62, n-a avut grad de încredere ridicat. Acum are. Deci astea sunt momentele, zic eu, frumoase și care ne-au adus atâta satisfacție încât am uitat de durere. Ne-a trecut durerea. Altfel defilezi. În clipa în care știi că ești bine cotat atât din punct de vedere al calității cât și din punct de vedere al atractivității, pentru că iarăși faptul că încep să vină din ce în ce mai mulți studenți la noi în ani grei în care alții săraci se plâng, închid anumite specializări, îți dă satisfacție, înseamnă că ești recunoscut și ești atractiv. Și suntem, pentru că eu cred cu tărie că Argeșul și zona limitrofă Argeșului, Oltu, Vâlcea, Teleormanul, au nevoie de o universitate pe măsura lor. Nu au nevoie de nici de Oxford, nici de Cambridge, nici de MIT, n-au nevoie de așa ceva. Argeșienii au nevoie să aibă o universitate cu bune programe de pregătire și care să le ofere, nu garanția, că nu putem garanta, dar să le ofere șansa maximă copiilor lor să se integreze social aici, în Argeș, în Olt, în Vâlcea. Asta am reușit să facem, să oferim programe de studiu cu angajabilitate peste 80%. Da, vedeți aici, în continuare, mă rog, se joacă așa, ca să folosesc un termen nu neapărat academic. Se joacă uneori și murdar. De ce? Zona învățământului privat, folosind un marketing adecvat, creează niște iluzii mari. Cele mai multe nefondate. Nimic. Pe de o parte. Pe de altă parte, piața forței de muncă încă nu știu dacă este pe deplin înțeleasă sau încă nu știu dacă este pe deplin armonizată cu ceea ce se poate efectiv oferi ca resursă umană. Cred, nu e doar părerea mea, chiar și angajatorii de multe ori au o problemă în a cere ceva, în a participa. Haideți să vă surprind într-un mod plăcut. Vă rog. Universitatea din Pitești are de 2 ani de zile un consiliu al rectorului, un consiliu consultativ al rectorului, format din peste 36 de agenți economici reprezentați oficial în acest consiliu, care este
condus în coparteneriat de un vicepreședinte mare, manager de producție privată din Argeș, ales democratic prin vot electronic de către ei și care lucrează mână în mână cu noi. Este un lucru și foarte cu care bun. Noi dezvoltăm, vedeți că nu putem face ce am ști. Știm multe, suntem capabili de multe, nu putem. Avem limitări legislative de care nu mi-a fost rușine să mă iau de câte ori am avut ocazia. O repet iarăși cu gura largă, indiferent de consecințe. Sunt câțiva monștri pe care noi, mediul academic, i-am inventat și acum ne mănâncă de vii. Sunt trei mari instituții care ne mănâncă de vii. Dintre ele, Aracisul, cel care asigură calitatea, a rămas în continuare rigidizat pe structură de programe de studiu cu discipline impuse, discipline la alegeri, discipline de profil, discipline de specialitate și îți dă o listă. N-ai libertate să-ți construiești un program de studiu decât în procent de maximum 20%. 80% sunt impuse prin niște formule de agregare, că trebuie să fie minim 12% de alea, minim 7% de alea alte, și atunci iei din listă și pui și la urmă să rămâi și ție 20% libertate să faci un plan de învățământ. Foarte puțin și foarte complicat. Bun, și în contextul ăsta, deci, vine industriașul X, nu dau nume ca să nu fac reclamă, dar să știți că sunt și de aia mari și de aia mai mici și îi iubim pe toți la fel. Vine industriașul și zice, băi, știi ce? Uite, la ingineria aia mecanică, aș avea nevoie să discutăm un pic despre matrițe, să aveți un curs de matrițe adecvat pe ceea ce fac eu acolo, că dacă vine la mine și îl pun la secția de matrițe, să știe din prima ce are de făcut. Bun. Stăm în jurul mesei, discutăm. Ei vin cu propuneri ce vizează partea industrială tehnologică. Noi ne dăm cu, cum să spun, cu părerea și ne rupem inima să găsim soluția de a integra asta în pedagogic, în didactic. În final obținem o chestie. Păi nu putem pune disciplina că nu încape, din cauza de Aracis. Și atunci ce facem? Că ne-am făcut și noi mai, hai să zicem, mai șmecheri. Facem următoarea chestie. Lăsăm disciplina cu numele care e în listă și adecvăm conținutul. Umblăm la conținuturi. Și printre multe alea găsim și matrițele. Da. Da, se cheamă, se cheamă neuroplasticitate. Exact, da. Și deci, la modul ăsta am ajuns acum să cooperăm cu mediul economic, suntem răsfățați. Pentru că dacă acum 5, 6, 7 ani noi alergam după ei să vină în universitate, să ne mai ia din copii la practică, să... acum e invers, s-a schimbat complet muzicuța. Acum ne trezim cu ei la ușă, și în culcare și în sculare. Am venit să promovăm, ne permiteți, mergeți, accesul e liber, universitatea tuturora. Universitatea un este, câmp liber pentru toată lumea. Este un exemplu de comunicare firească și obligatorie, și obligatorie pentru momentul istoric pe care îl trăim, fiindcă noi ne aflăm într-o concurență, dacă vreți așa puțin forțat, existențială, da, cu cei din jurul nostru. O să facem doar o foarte scurtă pauză de publicitate și revenim pentru partea a doua a emisiunii, desigur.